Filiala locală din Petroșani a Partidului Național Liberal s-a mutat într-un sediu nou. Acesta este amplasat în centrul localității, acolo unde, până nu cu mult timp în urmă, își derula activitatea Fiscul. Cel care s-a ocupat cu amenajarea și dotarea noului spațiu liberal a fost Costel Avram, coordonatorul activității PNL pe întreaga Valea Jiului. Sigur, și la Petroșani, după Petrila, se inaugurează sediul organizației Partidul Național Liberal. Sigur, eu sunt mai nou, mulțumesc celor care au contribuit și au făcut, și în speță membrilor PNL de la Petroșani care s-au implicat. Important este că și peneliștii de la Petroșani pot lucra în condiții foarte bune. Eu vă spun un singur lucru, că atât Petroșani cât și orașul din Valea Jiului vor deveni galbene. Eu vreau să vă spun că într-un timp scurt, adică alegerile din 2016, ne va prinde că și petroșanii să aibă un primar liberal. La inaugurarea noului sediu au fost prezenți liderii PNL din localitate, dar și Mircea Ioan Moloț, președintele liberalilor hunedoreni. Mă bucur că am reușit să avem un sediu în sprijinul al nostru. Mulțumesc domnului primar că ne l-a acordat. Mulțumesc tuturor celor care au fost și s-au implicat în amenajarea lui și aș începe cu coordonatorul PNL-ului pe nivelul Văii Jiului, proaspătul, fost peremist, vechi peremist, proaspăt liberal, normal cu președintele organizației locale, viceprimăriței și, în ultimul rând, membrilor organizației PNL din municipiul Petroșani. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi, lui Costel Avram, în mod deosebit, care s-a implicat și ne-a mobilizat ca să urgentăm terminarea acestor lucrări. Sper ca să fie un sediu funcțional. Mi-aș dori foarte tare ca toată ziua ușa să fie deschisă, iar aici să vină oameni, prieteni, liberali, cetățeni cu probleme, ca să le putem cunoaște mai bine păsurile și, exact cum a precizat președintele Consiliului Județean și președintele nostru, să le putem centraliza și să le înaintăm fie spre Consiliul Județean, fie spre Consiliul Local pentru soluționare. Noul sediu va fi deschis în toate zilele lucrătoare ale săptămânii.